Salut și v-am găsit la un nou episod din War Thunder. Astăzi jucăm cu abonații și hai să vedem dacă reușim să facem ceva. Uite pe Vlăduț! Holy shit! Impact frontal cu Vlăduț. Dar astăzi avem o echipă completă. Am stat destul de mult și am reușit să vă strâng pe toți aici să jucăm împreună. Și nu uitați, dacă vreți să jucați War Thunder, e gratuit. Aveți link-ul în descriere. Tot ce trebuie să faceți e să vă faceți un cont, downloadați jocul și intrați în joc, vă antrenați puțin și în momentul în care vă anunț că jucăm, intrați și îmi dați mesaj. Super simplu și putem să jucăm împreună. Și bineînțeles puteți să mă urmăriți și voi aici pe video. O să vă citesc numele dacă vă văd în joc. Da? Deci dacă vă văd în joc, de exemplu, Alex L04, Florinas, hai după Florinas. Holy shit. Când am mai jucat War Thunder, de fapt sunt mulți care am mai jucat War Thunder și au revenit și astăzi. A fost omorât înainte să pot să-l dobor eu. GTI 9505, vrea să mă moare de fiecare dată. Hai să vedem. Dark Infinite, Dracula 72, Geo the Pro, Nicu PG. Vreau să mă mai puțin la team, ca să văd pe toată lumea. Statistics. Așa, Nicu PG, Alex L04, Haxen, Semens Infinite, Loto 12, The Exotics, Price for Life, GTI 9505, Florinas, Vlăduț 10, Sergio Speed. Sergio, bineînțeles, e prezent de fiecare dată. White Tiger, Pantazi Daniel, Covaci Cătălin, Jungle Fett, Infinite War, Revoltatul și Damned Pink. Ei sunt cei care jucăm astăzi și dacă vreți și voi, v-am zis, dacă vreți să jucați, simplu, jocul e gratuit. De ce nu? Faza e că eu mi-am schimbat, deci mi-am instalat Windows-ul și mi-a schimbat controlul. Deci acum în momentul în care dau în jos, uite, din tastatura înainte, nu știu, parcă era altfel. Poate confund eu, dar e un pic diferit controlul și nu știu cum să-l schimb înapoi. O, doamne, impact frontal! Mi-a dat foc, tipul ăla, Jungle Fett. Covaci Cătălin. Cred că e timpul să mor, Covaci Cătălin. Ia vină încoace. Jos cu tine, nu! Da, m-a rupt, nici măcar nu mai pot să trag. Neprăbușim forțat. Uite și pe Price for Life, Geo the Pro. Îmi place faptul că putem să ne jucăm împreună. Și în comparație cu alte jocuri, în War Thunder poți să faci un lobby de ăsta foarte mare, cu 32 de jucători. Mamă, ce avion avea ăla. Damned Pink, uite-l jos, GTI. GTI mă rupe de fiecare dată. Și pe bune, tipul ăsta e prea bun. O să încerc să-mi schimb și eu avionul, nu știu ce să-mi iau. Cred că o să-mi iau pe ăla din mijloc. Hai să luăm pe ăsta să vedem că ne descurcăm un pic mai bine. Uite-l pe White Tiger. Hai jos cu tine, White Tiger. Și am zice și țara? Sau zice... E avion român ăla? Nu cred. Ei zice doar țara de unde e el. Cred. Oh, merge mai mult după el. Gata, mi s-au încărcat armele. Oh, shit. Fac kamikaze dacă nu. Fac kamikaze, ia. Doamne. Pe bune, Infinite War m-a rupt de data asta. Bineînțeles că toată lumea vrea să mă omoare pe mine. Dar e fun, e foarte distractiv. Și cred că vedeți și voi cam cât de bine merge jocul ăsta. Sper să se și observe pe video. Hai să încercăm o dată și dinăuntru, deși dinăuntru e super greu. Dar dacă ești împătimit al simulatoarelor, bineînțeles vei vrea să joci dinăuntru. Cred că ce experiență aveau piloții chiar să zboare așa, printre munți. Și am și o oglindă acolo dacă e să vedem pe unul în spatele nostru. Sunt oameni pe lângă noi. Holy shit. Da, și în momentul în care forța e prea mare, încep să nu mai vezi ca lumea. Doamne. Yep, ne-a stricat motorul. Pantazi Daniel, ne-a stricat motorul și ne prăbușim din păcate. S-a prăbușit și el, bravo. Mai aveam ocazia să aterizez forțat și încă să mai supraviețuiască pilotul, doamne.
Dar uite că de data asta n-am putut. Deci nu știu care e faza. Când apăs pe W, avionul se duce în jos, când apăs pe S, se duce în sus. Și nu era așa controlul. Când apăsam pe W, accelera. Și nu mai știu cum. Dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii dacă știți cum le modific. Și am pe Z dau zoom. GTI iarăși m-a omorât. Am pe Z dau zoom. Pe bune, nu era controlul așa. Nu știu de ce s-a modificat. O să-mi iau avionul din mijloc, parcă mă descurc un pic mai bine cu el. Da, toată lumea mă caută pe mine. Revoltatul. De ce e el revoltat oare? Nu știu. Dar accelerăm spre el. Și nu uitați, dacă vă place War Thunder și vreți să jucăm mai multe jocuri împreună, nu uitați să apăsați butonul de like. Vreau să avem și jocuri de genul ăsta, adică avem seriile normale, ați văzut și voi cam câte videouri sunt pe zi pe canal de obicei. Sunt 6, 7, 8 videouri, dar vreau să mai avem și serii de genul ăsta în care jucăm împreună. Ocazional, dar jucăm împreună. Oh, l-am omorât pe ăla, sau cel puțin am luat un assist. Din păcate White Tiger m-a rupt în două. Așa, nu vă faceți grijă, o să mai jucăm și pe celelalte. De exemplu, Skyforge și restul o să-l mai jucăm, dar vreau să-l mai schimb. O să avem un joc principal pe care jucăm împreună de fiecare dată. Câteva zile jucăm asta, câteva zile jucăm ala și tot așa. O, doamne, Overlord minus 10G. Păi te și afectează chestia asta, e o forță foarte mare. Damned Pink. Doamne, ce impact era să facem. Da, nu vă faceți griji că Damned Pink vine după mie. Și din cauza că mi-a găurit așa avionul, nu mai pot să-l controlez ca lumea. Mă mir că mai merge. Pe câte gloanțe a luat. Holy shit. Nope, Kovac și Cătălin m-au omorât. Și n-am cum să aterizez, deci impact frontal la faza asta. To battle și hai să mergem din nou. Să lăs avionul ăsta. Pantazii Daniel se duce după Nicu PG, să nu-l lăsăm. Că Nicu e de la noi din echipă. Oh, Vlăduț! Ce faci, Vlăduț? De ce mă omori pe mine? Ce ți-am făcut eu? Nu! Am zis că poate reușesc să o aterizez, dar na. N-am mai reușit. Price for Life zice că are 5 FPS. Nu, e o problemă de undeva. Jocul ăsta merge mult prea bine. Chiar și pe calculatoare mai vechi. Adică am prieteni care se joacă jocul ăsta pe calculatoare vechi și le merge bine. Nu la fel de bine ca aici, dar le merge și se poate juca ca lumea. Doamne, și Vlăduț a devenit periculos. Sergiu, în schimb, nu-l văd să mă atace. E cu mine în echipă? Hai că-s curios. Sergiu nu e cu noi. A? Nu, e împotriva noastră. Ok. Sergiu vrea să ne omoare, dar nu reușește momentan. Uite-l și pe Infinite War. Să mergem după el. Încerc. Unde s-a dus? M-a fraierit la faza asta. Deschid și eu fumul ăla de la aripi, că e fain. Holy shit, ce match. Deci Vlad mă rupe în două în ultimele momente acum. Și vezi acolo zice fuel leak, deci mi-a spart rezervorul. Totuși, nu mi-aduc aminte să fi fost, să fi avut un rezervor. Nu mi-aduc aminte. Probabil doar dacă ți-l sparge, zice.
Lutu 12, Haxen. Uitam să văd dacă v-am citit pe toți. Sper să vă fi citit pe toți, dar nu știu. Florinas. Florinas vine direct spre noi. Hop. What the f... A murit și el, uitați-vă jos în... da, în partea din dreapta jos. A murit și el. Nu-i problemă. Covaș Cătălin. Oh, dăm pink! L-am nimerit. Uite-l pe Sergiu. Sergiu, vino încoace. Sergiule. Hai să-l omorâm pe Sergiu, ia. Nu, dăm pink, nu, vreau să-l omor pe Sergiu. De ce? Pe bune, vreau să-l omor pe Sergiu și n-am reușit. Îl apără, ați văzut, îl apără dăm pink. Așa. O să trebuiască să mă uit la controls, să vedem cum mi le schimb. Holy shit. Am luat foc din prima, așa, din prima secundă. Nici bine nu m-am spawnat. Curios ce mi-a dat foc. Yep, și avem un leak în rezervor. Asta înseamnă că pierdem combustibil și nu o să mai meargă foarte mult avionul nostru. Oricum trag toți mine, în mod de față. Uite-l pe Jungle Fat, săracul, și el are aceeași problemă. Machel tocmai a murit. Nu, 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 nu. O să încerc să-l aterizez. Ia. Nu. Hop. Ce v-am zis, că am aterizat și am supraviețuit? Iată, eu sunt în viață. Oh, trag băieții mine. Eu încă sunt în viață, adică lejer. Totuși, în momentul în care mori, tot le dă kill-ul. Adică ca și cum te-ar fi omorât. În momentul în care mori, în momentul în care te prăbușești. Chiar dacă tu reușești să supraviețuiești ca pilot. Sergio are Gladiator. Și uite și pe Price for Life acolo. Dar unde-s ceilalți? Ăștia-s pe jos pe aici. Se bat. Pe mine m-a spanat un pic mai sus. Pe GTI aș vrea să-l omor. Că, na, și mă omoară White Tiger de la distanță când mi-a dat snipe. Scrie cine câștigă, că match-ul e foarte strâns, dar e limitat de timp, așa că vedem acum cine câștigă. Ori echipa mea, ori echipa lor, da, probabil echipa lor, da, mission failed. Ei au reușit să câștige match-ul ăsta, oricum. Asta e War Thunder. Dacă vreți să jucați cu noi, v-am zis, tot ce trebuie să faceți e să intrați în descriere, aveți un link acolo, vă faceți un cont, downloadați jocul și vă pregătiți pentru momentul în care vom juca. Să vă antrenați puțin, să știți măcar cum e controlul, să faceți măcar tutorialul, să zic, și să fiți pregătiți. Jocul este gratis, merge foarte bine, după cum ați văzut. De ce nu? Vă aștept pe toți, da? Urmăriți pagina de Facebook, în general, pentru a vedea când jucăm. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!